Alertă meteo! Vin furtunile, iar temperaturile nu mai trec de 13 grade Celsius. Meteorologii ne anunță că vine un nou val de ploi, care va traversa țara de la vest la est, iar vântul va scădea considerabil mercurul din termometre. Cod galben de vreme rea în toată țara și portocaliu la munte au dat meteorologii în această dimineață. Dacă până acum ne-am bucurat de zile cu soare și temperaturi pe alocuri de vară, toamna pare că a făcut pact cu iarna. E miștocul toamnei. Aceste alternanțe de perioade mai calde, urmate de perioade în care să simțim din plin că toamna își reintră în drepturi, rămân elementele meteorologice de interes și pe parcursul săptămânii viitoare. Au fost emise două atenționări, cod galben de furtuni și ploi însemnate cantitativ valabile până în această seară. Cel mai fric se va resimți în zilele de miercuri și joi, mai ales în partea de vest și sud-vest a țării, unde maximele nu vor mai depăși 11-13 grade Celsius. Dacă astăzi am contat pe valori care au depășit 22-23 de grade, în partea de sud-est vom mai înregistra valori ușor peste 22-23 de grade Celsius. În Banat, Oltenia, sudul Transilvaniei și al Crișanei, precum și în vestul și nordul Munteniei, vântul va sufla cu peste 65 de km pe oră, iar pe crestele Carpaților meridionali și de curbură va depăși la rafală 100 de km pe oră. În vestul țării, ploile vor avea caracter torențial și se vor acumula cantități de apă care pot depăși pe alocuri 40 de litri pe metrul pătrat.